Bună dimineața! Astăzi începem vlogul în casă, căci afară a fost puțin friguț și am rămas în casă să ne jucăm, baby și eu. Și totodată vreau să vă arăt noutăți aici la plante, că nu vi le-am arătat de mult pe cele din casă, mai ales pasta, că a luat-o razna, deci nebuneală completă. În schimb, azaleele și astea sunt la fel de minunate și frumoase, dar da, hai să întorc camera să vă arăt. Practic despre Buddha vreau să vă vorbesc. Ia uitați ce s-a răsărit aici, ciotul ăsta. Știți că l-am tuns, că avea o de-asta super lungă, ei l-am tuns și am făcut mai multe din el. Și acum, uite, a răsărit și asta. Aici, uite, avem o floare, parcă dă. Iar asta, uitați-vă ce frumoasă e, plus puișorul ei. Asta de aici nu se mai satură de înflorit. Uitați-vă și voi câți bobocei poate să aibă. Incredibilă și minunată. Asta iarăși a luat-o nebunește. La palmieri mai dă o frunză. Aici am încolțit suculente ca la nebuni. Iar astea sunt absolut minunate. Uitați-vă la ele. În afară că asta, care este ea înflorită de pe 14 februarie, au început să-i se mai suce din florie și normal are atâta timp înflorită. Acum face 2 luni. Dar uitați-vă ce minunate. Acum, na, uite, mă ocup să iau florile care se usucă și le las acolo momentan. Îngrășăm în natural, să zicem așa. Tot e minunată floarea asta. Asta n-ai treabă cu ea. Iar aici, nici cu asta n-ai treabă. Deci nici o floricică uscată. Înflorită și asta de o lună. A, uite, asta aici, parcă. Hai să o punem, uite, acolo. Deci, azaleele minunate. Azaleele, cât au apă, sunt bine. N-au nicio treabă. Acum, că s-a mai încălzit pe afară, ieșim și noi puțin la plimbărică. A luat-o și asta ca nebuna din nou. De aceea, prin urmare, haideți pe afară. Doamne, ce bronzată sunt și apropo. În zona asta voi vedeți cum am bronzat, cu riduri cu tot. Deci așa o să arăt toată vara, uitați-vă și voi. Linii în zona asta, că am făcut așa. Și m-am bronzat după liniile de expresie. Uite, chiar și aici am o linie. Minunat! Ia uitați-o și pe Mister... Doamna, Mister Doamna, pe broasca țestoasă și măcănețele pe acolo. Părul ăsta de lângă iaz, din fața de la rațe, a înflorit nebunește. Vă era dor de scapistă? Uite-te la ea, Bela! Ce să vă mai spun? Una bucată rață a fost prinsă. Stai tu frumoasă. Dar frumoasă, dar ea. Uite ce ochi albaștri are, uite la ea. Frumoasă. Începe spectacolul, o ceartă soțul ei, pe unde a fost. În zona asta de aici am pus pepenașii și rândurile astea sunt cu ceapă. Pentru că trebuie să avem ceapă. Ca să urmeze pe aia din grădină când se termină. Încă n-a ieșit, dar urmează. Vreau să vă arăt pepenași. Ia uite ce frumoși sunt. N-ai treabă cu ei. Și acum Ștefan pregătește o instalație să curgă apă de la placa solară cu o pompă, să tragă din ea și să ude în continuu ceapa și pepenii. Și când este nevoie, schimbă și aici. O să pună pepen galben. Căpșunică, te-ai umplut de căpșunele. Ești plin, da. Și pe mânuțe, și pe boce, și pe hăinuțe. A fost bun? Da. Ne priviți aici ce minunăție, bobocii de măr. Sunt absolut minunat. Zici că-s trandafirași. Am pus mâncărica la foc. Astăzi fac mazăre. Mâncărica de mazăre. Și între timp, cât se fierbe mazăre, am venit să arunc zațul de cafea pe care l-am strâns cred că de o săptămână, două, ceva de genul, să-l arunc prin grădină. Îl strâng așa într-un recipient, după cum se poate aprecia, și când strâng mai mult, încep să-l arunc în grădină, pur și simplu. Și o să vă arăt imediat ce și cum să nu sparg naibii recipientul, că asta mai lipsea. Iau așa cu mâna și arunc. Arunc și la roșii și la cartofi, așa aleatoriu, că mai scăpăm de furnici. Și pe lângă că mai scăpăm de furnici, relativ, că nu fug toate, este și un stimulant foarte bun, zațul de cafea. Gata și mâncărica de mazăre. Pur și simplu călesc niște ceapă. De data asta am călit ceapă verde din grădină.
Am tăiat vreo 2 cartofi așa în bucăți, după cum se vede, i-am pus și pe ei acolo, mazărea și am lăsat să fiarbă. Sare după gust și gata mâncărica. Uneori la mâncărica asta de mazăre mai pun și hamon, jambon, dar de data asta nu am avut, așa că astăzi dietetic, fără carne. Nu știu dacă vă dați seama, dar eu mi-am dat seama acum că astea sunt enorme! Uitați-vă la ele ce mari au crescut! Stai că vine și gașca zorului din spate, ia uite! Dar astea? Doamne, ce repede au crescut! Ce e aici? Ce e aici la părul ăsta? Anul ăsta nu l-am mai tuns, l-am lăsat înalt. Și nu știu cum să ajung eu în vârf să iau perele când s-or face. E colosal și e plin de flori, uitați-vă la ea. Anul ăsta, ia uite ce frumos e. Avem nectar, compot, gem de pere, de toate. Hai, dragilor, am și păpat, mă duc la găinuțe să le dau și lor, să pape și ele, așa, un mizilic ceva. Și cu astea spuse, încheiem ziua de astăzi. Ne vedem și mâine, bineînțeles, dacă așa vrea bunuțul. Până una alta vă doresc o după amiază liniștită și minunată în continuare. Nos vemos!